Astăzi o să experimentăm din nou pe Matu. A venit cu două lămpi cu LED-uri pe care vrem să le montăm în stâlpii de plastic dintre uși în partea de jos. El are deja o a doua plafonieră în spate, dar vrea să aibă suficientă lumină și la picioare. Așa că astăzi vom decupa și vom fixa aceste două lămpi. Am mai filmat demontarea acestor stâlpi. Avem nevoie de o șurubelniță mică dreaptă, un torx de 20 și o cheie inelară de 16 și de 17. Cu torxul de 20 am două șuruburi aici jos și un al treilea aici. Șurubelnița mică o să folosesc ca să scot acest ornament de aici, iar cu cheia de 16-17, am aici sus un șurub și aici jos un altul. Nu mai rețin exact, parcă este 16 jos și 17 sus. Ca să scoateți acest plastic, să nu faceți ca Matu, care o tras ca un animal de plastic afară, trebuie să dați jos și chederul acesta, pentru că aici în partea de jos sunt două urechi care țin chederul. Chederul de fapt ține acest plastic pe poziție. Dacă tragi jos, rupi acele urechi. N-am verificat, dar mai mult ca sigur le-a rupt. Am să scot din ambele părți, după care trag din partea de sus, după care ridic în sus de el și am rămas cu el în mână. Am la îndemână lampa, un șubler și o bucată de metal ascuțită cu care să trasez. Pe mine o să mă intereseze să îl pun exact deasupra acestei găuri, locații unde este gaura de la șurub, și vreau să îl poziționez aici undeva, ca să-mi vină în partea din spate. Va trebui să dau o gaură, să tai o gaură exact cât este această lățime și lungime. Nu o să fie ușor. Ca să trag o linie cât mai dreaptă, ca să pun de fapt modulul cât mai drept, am să-l poziționez ceva de genul. Asta o să vină poziția finală pe partea din față. Nu pot să iau dimensiunea exterioară, pentru că partea din interior este mai mică decât partea din exterior. Este de vreo 5 mm diferență și mi este foarte greu. Dar am să poziționez lampa cât mai jos posibil până mi-atinge în acest plastic, iar cu această bucată de metal am să încerc să iau această dimensiune de aici, zgriind pe plastic, urmând ca de aici să încep tăierea. Ca să verific dacă am însemnat bine, am să măsor aici, am 53 de centimetri. Iar dacă măsor între cele două zgârieturi, am exact 53 de centimetri, am zis, 53 de milimetri îmi trebuie. Acum o să mă intereseze lățimea, care este de 21. Aici o să fie un pic mai greu. Din fericire, eu o să folosesc acest șubler și am să trasez exact din această margine. O să fac o zgârietură unde știu că o să fie 21 și într-o parte și în alta. Să credeți voi că e atât de ușor. Șublerul este mare și pe aici nu prea am loc, dar am să încerc să mă descurc. Ok, mi-am făcut semnele. Am să... Scuze.
am să mă folosesc de... nu mă pot folosi de această latură. Am să mă folosesc de această parte dreaptă a șublerului. Aș putea să folosesc ceva mai lat, dar nu mă pun să caut acum. Și am să trasez o linie dreaptă. Urmând pe aici să tai cu cutterul. Am să fac acest lucru în ambele părți. Ok, părțile astea două au fost ușor de trasat. Urmează partea asta. Am găsit o bucată de plastic care am să o poziționez aici. Bofti basca, mă, simt, nici asta nu e ok, dar am să improvizez puțin. Sper ca linia care am trasat-o să fie dreaptă. E simplu, asta s-a lumat, nu prea ne interesează că iasă bine sau nu. Tăierea este foarte simplă. Prima dată am să trasez cu cutterul o linie foarte subțire pe plastic. De fapt, doar să fiu sigur că exact pe această linie am să trasez și următoarele apăsări cu cutterul. După ce ai tras o linie, mai tragi o linie, mai tragi o linie și tot apeși câte puțin, la un moment dat o să străpungi. Ideea este să trasezi la început ușor o linie ca să fii sigur că... Ia să văd dacă pot să vă arăt mai de aproape. Deci este important să trasezi o linie, după care vin și cu a doua linie în care apăs mai puțin. Mai vin cu încă o linie, tot peste, și tot apăsând puțin, înaintează tăietura. Ideea e că după ce am trecut deja de 3 ori, a patra oară, îmi merge foarte ușor cutter-ul în acest plastic. Încă nu se vede pe partea cealaltă, dar deja având trasată această linie, este foarte ușor să apăs pe cutter până străpung, n-am făcut bine, până străpung, în partea asta deja se vede o urmă albă, am ieșit cu cutterul afară. De fapt, dacă mă uit, se vede o dungă mai lungă albă, deja am început să străpung plasticul. Dar străpungând aici plasticul, pot să delimitez foarte ușor capătul de tăiere al liniei. Am să mă intersectez exact cu linia cea lungă, iar în acest fel va fi foarte ușor să-mi iasă în partea cealaltă o tăietură frumoasă. Am făcut la fel și în partea cealaltă, iar după ce am tăiat, se vede această linie albă, este exact tăietura care am tăiat-o din partea cealaltă. Am să fac la fel cu toate cele patru laturi. Ți le arunc afară. Cum? Ți le arunc afară. Să nu faceți ca bolovanul de matul care tocmai s-a tăiat cu cutter-ul. Să tăiat în tablă, atenție, tabla asta taie. Nu știu cum o reuși. Și la degetul ăla. Și după ce am tăiat mai multe linii, adică toate cele patru linii, dacă apeși cu degetul, uite ce frumos se
se decupează. Evident, nu este perfect, mai trebuie să ajustez un pic cu cutterul, mai mult ca sigur nu o să-mi intre. Nu o să-mi intre această lampă ușor. Greșit, nu-mi intră deloc. Deci mai mult ca sigur mai trebuie să ajustez puțin din margini. Știam că să se întâmple chestia asta. Din câte observ, este mai puțin de un milimetru, dar contează. Ok, tăietura finală arată cam așa. Am muncit un pic pe ea, să zic vreo 10 minute în total, cu tot cu trasatul liniilor și a poziționării și așa. Lampa intră nu foarte ușor, dar nu intră nici foarte greu. Ideea este că vrem să stea acolo. Iar în partea de spate, din spate, o să arate cam așa. Trebuie avut grijă, pentru că aceste piciorușe, mai mult ca sigur, o să atingă în tablă. Sunt foarte, foarte lungi. Să vă arăt ceva de genul. Noi când o să punem papucii, le vom îndoi ceva de genul, ca să fim siguri că este cât mai departe de tablă și nu o să atingă. Oricum o să folosim niște papuci izolați și eu zic o să fie și o să arate foarte bine. Normal ar fi să mă leg la plafoniera față, la mufa de la plafoniera din față, doar că matul are deja o plafonieră trasă în spate, iar aici este deja o aglomerație de fire și mi-este foarte greu să mă leg de aici. Așa că eu mă voi lega la plafoniera din spate, care are exact aceeași configurație cu plafoniera din față. Mă refer exact aceeași aranjare a pinilor, ca și cum aș fi legat la plafoniera din față. Pe mufă avem 3 fire, în cazul nostru unul roșu, unul negru și unul galben. Pe noi ne interesează cele 2 fire din lateral, cel roșu și cel galben. Cel negru nu ne interesează absolut deloc, noi nu ne vom lega la el. Deci, trebuie să ne legăm la cele 2 fire din lateral. Cel din mijloc nu ne interesează, o să lăsăm deoparte. Am să tai aceste 2 fire și mă voi lega la ele cu firele care vor duce la lămpile de la picioare. Între timp, Matu a pus papuci la firele care vin la aceste lămpi, iar firele, nici nu știu să zic, au aproximativ 2 metri și puțin, care le vom trage de la plafon până jos la stâlpi. După ce am lăsat o bucată destul de lungă în partea de jos, am trecut cu firul prin stâlp și am ieșit aici la a treia gaură, nu știu să vă zic, că sunt 3 găurele mici, am ieșit la a treia gaură, chiar sub acest metal. Aici am să-l blochez cu puțină bandă izolatoare, ca să fiu sigur că îmi stă aici și nu o să-mi cadă în jos, dar este doar temporar, după care am să-l pun pe după acest fier. Nu se vede prea bine pentru că nu-și face cum trebuie luminozitatea. În fine, pe după acest fier am trecut firul și voi intra pe plafon și voi ieși aici. Am să bag sârma din lateral către mijloc. Vă garantez că așa este cel mai ușor. Am să leg în partea asta de aici firul. Și am să trag de sârmă până am ieșit cu firul la mijloc. Am să imobilizez firul și în partea de sus ca să-mi fie mai ușor de lucrat cu el. O să am grijă să nu ajung în aceste 2 găuri, pentru că aici vin cei 2 pinteni de la stâlpul de plastic. Am să pun
o bucată de scotch de hârtie. La firul roșu am adăugat cele două fire care nu erau colorate, iar la firul galben am adăugat cele două fire care aveau o dungă roșie pe ele. Urmează să le îmbin. Am să montez și o să văd ce a ieșit. Nu v-am spus, am îmbinat cele două fire. Am să bag toate mufele la loc. Am să montez plafoniera pe poziție. Și am să asamblez toată mașina. Și acum momentul adevărului. Vedeți luminița asta? Pare că gaura asta a făcut tomatul. Ok. Și acum momentul adevărului și pe partea asta. Funcționează. Am pimpuit matul. Ce spui? Am pimpuit pe matul. Matul are folie neagră pe mașină, dar chiar și așa, în momentul în care am deschis ușile, se văd foarte bine LED-urile care tocmai le-am montat, iar în momentul în care închizi ușile, LED-urile s-au stins. Funcționează identic și la fel cu LED-urile de sus de la plafonieră, care, din păcate, se văd. Se sting simultan cu cele de la picioare.